Se defină. Care va avea loc aici, în sala Casei Universitare de Funcționare. Va fi muzică de Dominic Schuster, Pandora's Box se numește filmul, Cutia Pandorei, un film făcut în 1929, după două piese de Wedekind, și a fost regizat de către Georg Wilhelm Pabst. Sunt nume care, iarăși, uitați, au trecut în uitare, au ajuns undeva în memoria pierdută a cinefilor, a muzicienilor. Sigur că va fi o experiență ieșită din comun. Urmând ca apoi să înceapă toamna muzicală, care va avea în centrul ei două nume care au marcat muzica universală, începând din secolul 20. Interesant, sau coincidență, se zice că ambii să fi fost născuți în 1881. Unul este George Enescu, iar celălalt este Boc. De la moarte. Se împlinesc 60 de ani de la moartea lui Enescu și 70 de ani la dispariția lui Nela Bărță. Vor fi multe momente în care vom avea pe scenă muzica acestor doi muzicieni. Avem trebuie maestru Armil Ducu, dirijorul concertului de vineri. Îl vă rog să spună câteva cuvinte imediat. Deci, am rămas la Enescu și Porto. Vom avea momente foarte importante, printre care unul dintre ele este și doar acesta, îl amintesc acum. Restul aveți un program, respectiv o să vorbească prea categoric despre ele. Este Cantata Profana, care va fi interpretată în bagheta lui Cristian Mandeal. Și țin să precizez un lucru mai puțin știut sau mai puțin uzitat, dar faptul că se va interpreta varianta originală în limba română a cantatei Profana, așa cum a cules-o Porto. În paranteză vă spun doar că am avut o surpriză care s-a putut să fie neplăcută de fericire s-a rezolvat, fiindcă am închiriat materialul, bineînțeles, nu lucrăm cu materiale piratate, de la Universal Edition, care în a cărei proprietate este materialul. Ne-au trimis materialul diferit, bineînțeles, așa cum este el, în toate edițiile, în limba maghiară. Plus de asta, o listă, o fișă, care urma să fie semnată de mai mulți factori responsabili, de mine, de Bianca, toate, și inclusiv de dirijorul concertului. În cazul acesta, Cristian Mandeal, e un fel de declarație care ne asumăm responsabilitatea de a nu face niciun fel de schimbare în materialul pe care vin de la Ucrăniști. Și maestru Mandeal a spus că, fraților, stați că nu e reclă, să se dăm așa ceva, că noi cântăm în altă limbă decât am primit. Că nu există decât în limba maghiară. Tipărit în limba română nu există, cu păcat. Nu știu de ce, dar, mă rog, asta este altă lucrare de pește. Și că trebuie să cerem aprobare specială de la Universal Edition ca să ne dea voie să cântăm, să interpretăm cantata Profana în limba română. Bineînțeles că am primit aprobarea. Culmea cum să nu. Nu știu ce am făcut în cazul ăsta. Fiindcă noi am insistat și am vrut neapărat să cântăm în limba română. Din fericire am primit aprobarea, deci totul este legal, este corect. Toată lumea va semna respectiva declarație și așa mai departe. Și vom merge mai departe. Despre stagiune, repet, o să vă mulțumesc
Va rugă pauza, pauza repetiției, este scurtă. Rugă maestrul Lungu.